Doamnelor, domnilor, bună ziua! Iată-ne împreună în platoul Roman 24 la o nouă ediție a emisiunii Politica în Neamț. Invitat astăzi alături de mine domnul Măriuț Ion Emanuel, candidat pentru primul fotoliu în comuna Bârgăoani. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație și bine v-am găsit! Cum arată comuna Bârgăoani în 2024? Mai bine decât în 2020? Comuna Bârgăoani arată cenușiu, dacă nu spre negru, datorită managerierii proaste mulți ori ani care au trecut și lipsa investițiilor majore, probabil și a viziunii din comună. Bun, dar sunt lucruri care se pot schimba în următorii ani. Păi lucrurile se putea schimba și până acum. Lucrurile, noi trebuie să evoluăm, nu să involuăm sau să persistăm în aceeași dezvoltare, deci care nu există practic. Vorbim de un prost management administrativ. Da. E singurul responsabil, cred. Ce lipsește comunei ca să fie o comună, nu știu, să vă placă, de exemplu, să locuiți în ea sau să vă întoarceți din străinătate în comuna Bârgăoani? Lipsesc multe. Mă rog. Începând de la educație, începând de la infrastructură, începând de la viziune spre a crește, spre viitor. Le luăm pe rând? Începând de la facilități, de, nu știu, de a oferi celor care sunt sau celor care vor să vină un ajutor, un, nu știu, o viziune, o siguranță că pasul ăsta de a se întoarce sau de a vrea să investească în comună le aduce și o stabilitate. Până hai să le luăm pe rând, că e infrastructura. Vorbim de infrastructura rutieră, asfaltare de... Vorbim de infrastructură și rutieră, vorbim de infrastructură de apă canal. Nu există la Bârgăoani? Există pe jumătate din comună. Eu nu pot să înțeleg chestia asta. Cum se face pe jumătate? Adică în momentul în care se face un proiect pentru comună, nu se face pentru comună? Da, se face pentru comună. Comuna noastră, fiind foarte resferată, avem 13 sate, este o comună mare, dacă nu foarte mare. Dezvoltarea, adică alimentarea cu apă care s-a făcut, știu că s-a făcut prin Sapart și s-a cuprins doar câteva sate, adică jumătate de comună, practic. Și ceilalți care n-au intrat nu se simt cumva cetățeni de mâna a doua? Păi ceilalți cu siguranță se simt și așa și este, fiindcă în afară că le lipsește apa, bine, și aici vorbim de partea asta, avem doar alimentare cu apă, nu avem și canal. Aha. Mă rog, așa a fost făcut proiectul, așa s-a pus în aplicare, se putea face ulterior, la fel se putea face și extinderea de alimentare cu apă, apă potabilă. Ceilalți au neșansa de nu avea nici măcar un drum asfaltat. În 2024. Da, norocul sau șansa lor a fost că acum, după calamitățile din anii trecuți, acum 2-3 ani cred că au fost, prin Programul Național de Investiții, ni s-a cerut două drumuri pentru a fi asfaltate cele mai afectate și șansa lor a fost că au fost cuprinse drumurile din Homiceni și drumurile de la drumul de la Vlădiceni. Bun, e o șansă neagră, da, cumva. Da. Noroc chior, de adevărat, era orb. Noroc chior, da, și avantajul și șansa lor de a se dezvolta. Păi, dacă e așa de dificil cu apa și canalizarea, a spus că sunt 13 sate. Da. 13. 13. Nici nu, să vă mai întreb cum stați cu gazul metan, cu gazele naturale? Gazul metan stăm foarte prost, fiindcă acum, la fel, prin programul prin Angel Salini, s-a semnat contracte cu alimentarea gazelor în toate comunele din vecinătatea noastră, în afară de noi. Mie, iarăși, mi-e greu să înțeleg cum se face. Toate comunele din jur, mai puțin Bârgăoani. Exact. E o chestiune personală? Nu se poate face. Am fost într-un program, ne-am retras, am încercat, cred, sau nu știu dacă s-a mai... Așa a fost în discuție să ne integrăm în alt program.
Cert este că nu s-a concretizat nimic. Cum ați face dumneavoastră ca primar al Comunei Bârgăoani în mandatul care urmează? Sunt multe de făcut. Și ca oricine ar veni din 2024, că sunt eu, că este altcineva, că ar veni oricine care rămâne, este foarte greu. Nu poți rezolva toate problemele într-un mandat. Asta să fie clar. Suntem foarte slab dezvoltați pe toate domeniile. Noi nu avem nimic. Deci că vorbim de... Nimic? Ce înseamnă nimic? Păi gândiți-vă că noi la școală, singura școală din comună care mai este la satul Bârgăoani, noi acum încălzirea avem tot prin sobe. În fiecare clasă există o sobă în care se încălzesc elevii. Toate în condițiile în care rețeaua, instalația este făcută, a fost cândva o centrală funcțională, acum nu mai este. S-a întâmplat ceva cu ea sau ce? S-a stricat? Uzură, probabil, a fost și supra-solicitată și atunci a mai existat și în celelalte școli, că știu când s-au făcut atunci dotările, că mai erau câteva școli din comună care mai funcționau cu câțiva elevi, câți mai erau ulterior, s-au comasat și au venit la școala centrală. Știu că atunci au mai fost câteva centrale care atunci erau puse și chiar nu erau puse în funcțiune când au mai fost cazul, că s-au mutat elevii. Acum acele, nu știu ce s-au întâmplat cu acele centrale, probabil n-au fost de capacitate care trebuie. Cert este că chiar iarna asta, discutând din întâmplare cu un angajat din instituția școlii, ziceau că merg să facă focul. Cu lemn. Da. Păi trebuie să facem la sobe. Bun, dar dumneavoastră sunteți o persoană tânără. Aveți capacitatea, forța de muncă să, nu știu, și puterea de a merge peste tot, să atrageți fondurile necesare și să produceți proiecte pentru comună, nu? Nu neapărat vârsta. Ideea este că trebuie să vrei să faci. Deci, la noi nu s-a vrut, practic. Fiindcă finanțării și programe au fost tot timpul. Avantajul conducerea a fost și la Consiliul Județean și la Guvernare a fost de aceeași culoare politică. Deci nu a lipsit finanțarea, doar că nu s-a vrut și nu s-a făcut. Bun, de altfel, nu pe lângă celelalte finanțări, proiecte, fonduri europene, prin, nu știu, proiecte prin parteneriat public-privat, adică finanțări nu cred că nu sunt. Și ne putem uita, nu știu, ne uităm peste gard la vecini, care poate au aceeași culoare politică sau au altă culoare politică, dar lucrurile s-au mișcat și se mișcă în continuare. Bun, deci finanțări sunt, idei sunt, dar undeva ceva se blochează. Se blochează, da. Și dumneavoastră puteți să veniți în postura să deblocați sau să faceți să nu se mai blocheze? Cu siguranță, de asta ne-am și implicat, de asta și vrem să facem, de asta și tragem și dăm din coate și căutăm soluții, oportunități, să vedem cum putem face, dar suntem condiționați de faptul că nu suntem aleși și atunci nu putem face nimic, nu putem mișca nimic. E o promisiune pe care se face acum alegătorilor? Păi, dacă voi fi primar, uite, astea se vor rezolva. Păi, de asta am și plecat la drum, ca să rezolvăm, să facem ceva, fiindcă lucrurile stau pe loc. Deci noi nu ne mișcăm, nu facem nimic. Dacă mergem doar cu promisiuni și cu să dăm bine în poze sau să dăm bine la poarta fiecărui cetățean, nu ne ajută. Noi mergem să facem treabă. Avem finanțări, avem oameni, căutăm oameni capabili, căutăm firme care se pot ocupa de proiecte care noi nu putem să... Nu le putem duce noi, nu le putem concretiza noi și atunci căutăm. Noi, treaba noastră este să aducem investiții. Corect. Și să... Asta este treaba primarului. Vrem să facem. Asta este treaba primarului. Asta este treaba primarului, să caute investiții, să aducă investitori în zonă, să vină cu fonduri. Exact. Treaba lui de unde le aduce, bine, câtă vreme e cadrul legal, mă gândesc, da? Nu mergem la cămătare. Nu, nici cred că nici nu ne acoperă. Și tu, clar. Și pe urmă, important ar fi să existe și susținerea politică a primarului de mai sus. Da, adică mă gândesc, aveți candidat pentru președinția Consiliului Județean pe domnul George Lazăr, da? Și da. Dacă Lazăr are și... Un om deosebit care e la fel ca și mine, la fel de implicat, la fel de dedicat și la fel de hotărât să facă treabă.
Ideal ar fi să fie o culoare de sus până jos. Ideal așa este, dar cu siguranță așa și va fi, fiindcă George Lazar este un om capabil și atunci cu siguranță o să iasă la Consiliul Județean. Mai rămâne treaba noastră să ieșim la nivel de comună și atunci ne putem da drumul la treabă și putem rezolva absolut orice ne-am propus. Alegerile de anul acesta vor aduce o schimbare destul de mare într-o comună cum e Comuna Bârgoane, a spus 13 sate și se va trece sau se dorește trecerea de la o culoare politică în totalitate la altă culoare politică. Cum percepe populația treaba asta? Da, nu doar schimbarea culorii politice e, cum să zic, e un eveniment, fiindcă din 90 încoace a fost aceeași culoare politică. Deci a existat altă culoare politică la nivel de comună. Acum, aceeași? Da, aceeași. Indiferent de candidat, cred că aceeași a fost, dacă nu greșesc. Din ce știu, s-ar putea să greșesc un singur mandat când a fost domnul Secar, cred că a fost de la alt partid. Dar rest, da, aceeași culoare politică. Și de atâta, nu știu, continuitate să nu reușești să dezvolți o comună, mi se pare ciudat. E lipsa de viziune. Nu e ciudat, atâta timp cât nu vrei să faci ca lucrurile să meargă, ți-e comod așa cum ești, ai toate pârghile pentru tine și nu te deranjează nimeni, nu deranjezi pe nimeni, deranjezi pe nimeni în ghilimele. Am înțeles. Orice mic investitor, orice cetățean care vrea să dezvolte, să facă ceva, are doar bețe în roate și constrâns prin toate părghiile. E legislația locală sau? Da, tind să cred că e legislația locală. Păi nu te toate prin Consiliul Local, dar astăzi sunteți consilier local acolo. Păi noi în Consiliul Local, nu știu cum să vă spun, toate hotărârile se iau în funcție de cum sunt dictate. Înțeleg noi, că... Până la opoziție, noi... Acolo sunteți opoziție, da? Nu s-a făcut opoziție. Ah, okay. Acum, da. Suntem opoziție și de aia s-au și mișcat un pic lucrurile în mandatul ăsta, adică s-au făcut câteva, s-au mai schimbat niște acoperișuri la niște școli vechi, s-a mai dat cu varul. Ați avut proiecte în Consiliu pe care să înțeleg că nu vi le-au trecut? Sau... Nu, păi proiectele care pentru ce s-au finanțat de bugetul local s-au cam trecut și s-au și făcut cu... Până acum au mai fost proiecte în Consiliul Local și care sau doar s-au finanțat sau au fost propuse spre investiții, da, care nu s-au concretizat. Dacă mâine, să spunem, ar fi alegerile și ați ieși primarul Comunei Bârgăoani, care ar fi principalul lucru de care ar trebui musai să vă apucați? Păi sunt multe, începând de la educație, cum v-am spus, adică școala trebuie restructurată din temelii. De la renovare, nu mai vorbim de sale de sport. Astea sunt clădiri vechi? Da, vechi. Sale de sport inexistentă. Avem profesori tineri, profesori care se implică, profesori care vor să fac treabă, dar nu au cu ce și nu au cum. La fel, vorbim de apă, care cealaltă jumătate comună este radicală. Deci, având în vedere încă condițiile meteo care sunt acum și încălzirea globală care seacă și fântânele care sunt și care vor să facă, nu găsesc apă. Atunci acolo este vitală și ne trebuie apă. Apa vine la pachet cu canalul. Ulterior ne trebuie drumurile. Da. Orice cetățean cu care stai de vorbă nu cere altceva decât drumuri. Drumuri. Deci prioritățile noastre ar fi cumva diferit față de... Pentru că ați început cu infrastructura educațională, școli. E baza, din punctul meu de vedere. Ce putem face? Noi trebuie să mergem paralel. Nu putem face doar. Nu ne putem axa doar pe a dezvolta sau a pune la punct ceva. Trebuie să le facem comitet, că de puțin din toate, fiindcă toate sunt benefice și toate sunt urgente. Spuneați că Bârgăoane a primit 600 de mii de lei, da, de la rectificarea asta bugetară la Consiliul Județean. E mult, e puțin, e de ajuns, nu e de ajuns? Cât ar trebui? Niciodată nu e de ajuns, dar trebuie să îi cumpătăm și să ne limităm eventual la cât avem și cum putem duce. Și să și faci ceva cu ei? Absolut, absolut. Păi, din 600 de mii. Ce se poate face? Ce s-ar fi putut face și nu s-a făcut? Sau... Păi, bine, banii mei au venit. Păi, ne-au fost alocați. Da, prioritar și benefic ar fi ca investițiile de majore să fie finanțate prin
proiecte prin finanțări guvernamentale, prin alte surse de finanțare, ce avem noi la bugetul local, bine să le gestionăm pentru lucrările mici de întreținere, de modernizare, clădirii, spații, ce mai avem pentru, la nivel de comună, pentru nevoile locuitorilor care le putem, sunt de, cu valori mici și le putem gestiona și le putem susține ca să le finalizăm. Dumneavoastră ați luat legătura, cred, cu locuitorii comunei, adică vorbiți cu ei, sigur, nu? Sigur. Sunt două lucruri care sunt importante în perioada asta. Alegerile de anul acesta, care nu sunt puține deloc, și mergând pe partea cealaltă, e faptul că în curând prin zonă va trece și autostrada, nu pe lângă, evident, pe lângă comună, dar zic prin zonă. Da, prin zona prin județului Neamț. E relativ aproape de comună, nu cred că 15, maxim 20 km avem. Îmi spune, place că spuneți că e relativ aproape, păi, 20 de km totuși. Totuși, nu sunt 50. Da, corect. Zicem. Este aproape, trecem. Va influența a șaptele, vedeți cumva? Păi eu o văd ca oportunitate de dezvoltare. Atragerea de investitori, fiind atât de aproape și avem drumul național DN15 care e prielnic pentru transportul greu, practic, ne-ar ajuta. Noi legături avem la autostradă, ne lipsește investitorii. Păi investitorii aici. Nu e treaba primarului să meargă și să-i atragă? Păi exact aici. Din asta aveți relațiile necesare? Da, avem și relații necesare, avem și susținere, avem și susținerea celor din Senat, din Parlament, deputați, senatori, mai discutăm. Chiar zilele viitoare urmează să merg un pic pe la București, pe la Senat, să mai stau de vorbă cu actualii miniștri care sunt, care la fel și-au dat interes sau și-au arătat interesul pentru a ne ajuta pe absolut orice ce se poate și ne ajuta să atragem investitori și să-i aducem cât mai mult pe zona noastră. În momentul acesta în Comuna Bârgăoani există vreo activitate care să aducă, nu știu, bani la bugetul local? În afară de nu vorbim câteva de societăți, magazinele alea sunt nesemnificative, cred. Câteva ferme agricole, care 3, 4, 5 ferme la nivel de comună, nu avem altă. E o problemă în mediul rural. De ce? Și nu pot să realizez de ce. Pentru că spațiu există, terenuri există. Vine povestea cu autostrada. Suntem în 2024. Mediul rural ar trebui să devină brusc mai atractiv pentru investitori și nu neapărat în domeniul agricol. Pentru că există spațiu de dezvoltare față de orașe. Păi da, și este mai atrăgător, fiindcă la nivel de comună, la nivel de rural, poți ajuta și poți dezvolta și ajuta dezvoltatorul prin, nu știu, prin taxe, prin facilități pentru a-i ajuta, ai, nu știu, ai întârzia cumva, ai, a le pune la dispoziție spațiul necesar, utilitățile, practic asta trebuie să, cu asta trebuie să vii tu ca și utilitățile trebuie să existe mai întâi. Exact, trebuie să vii ca și comun, ca și UAT pentru a-l atrage în primă fază și ulterior să negocieze eventual sau oamenii trebuie să înțeleagă că care practic orice locuitor sau, mă rog, mare parte din locuitori să poată sta și lucra la nivel de comun acolo. Asta e că oamenii ar trebui să înțeleagă treaba asta. Treaba primarului este să facă tot posibilul ca investitorul să vină spre localitate și odată cu venirea lui, investitorului respectiv, populația câștigă nu doar pentru simplu fapt că există investitorul ăla, dar se vor genera niște locuri de muncă, se vor plăti niște taxe, niște impozite pentru comunitate. Locuri de muncă, avem timp care îl câștigăm. Avem timp care îl câștigăm, fiindcă acum ca să lucrez orice cetățean în comună trebuie să facă naveta. În afară de câțiva care sunt probabil la magazine sau la câteva ferme care sunt, toți lucrează ori pe șater, ori în afara comunei și atunci trebuie să le asiguri transportul, trebuie să perzi timp, cel puțin o oră în fiecare zi, dimineață o oră, seara o oră, ca să ajungi la municipiu, ori la Roman, ori la Piatra. Bun, acum, știți cum e? Sunt convins că ați văzut străinătatea măcar o dată. Că toți românii au fost în străinătate la un moment dat sau altul. Și concediu, da.
Am lucrat în străinătate și pot să vă spun că o navetă, două ore jumate, era o chestie absolut normală. Da, pe o infrastructură corectă. Bun, da, ok, nu pun că ieșeam pe autostradă și... Da, dar totuși, noi ca români ne-am obișnuit să ne fie... Suntem comozi. Da, să ne fie aproape, da. Pentru că așa am fost noi crescuți, dar lumea se schimbă, angajatorii nu mai sunt locale, angajatorii sunt în alte părți și atunci ce lipsește, într-adevăr, lipsește infrastructura și acolo iarăși e treaba primarului. Corect, dar dacă tu poți lucra în zonă, preferi să faci naveta să pierzi, nu știu, două ore din zi, două ore jumate, când poți să stai acasă cu familia sau poți să, nu știu, să-ți faci un hobby sau poți să te ocupi de cu totul altceva, să timpul ăla să-l valorifici în altfel pentru tine, nu știu, să stai să te relaxezi. Practic noi, și asta ne lipsește, relaxarea, noi suntem foarte agitați, suntem foarte, nu știu, nervoși, foarte osomorâți. Păi da, dar oamenii pot să meargă pe urmă la Căminul Cultural din comună, de exemplu. Căminul Cultural mai este un pic și neplouănel, adică... Aveți proiecte și pentru Căminul Cultural? Pentru Căminele Culturale, dacă Căminele, avem... Câte sunt? Păi... Două, cel puțin două, trei, cred că le știu eu. În 13 sate trebuia să fie da, măcar unul, nu? Păi au existat, practic, în fiecare sat a existat un Cămin Cultural, dar na, s-au mai degradat, probabil și-au schimbat destinația, dar avem pe Bârgoan, care este cel mai mare și acum este în paragină. La fel și la acesta am făcut, s-au făcut câteva studii pentru a se face un proiect pentru investiții, dar a rămas și așa. Doar am dat bani pentru studii și cam atât, nu s-a concretizat nimic și altceva nu avem. Un loc de întâlnire noi nu avem. Parc public? Parc nu există. Spațiu verde, locul de joacă? Am avut o singură, nu spațiu de joacă, dar nu avem nici la școală spațiu de joacă. Nu? Și copiii deci unde ies? Deci în curtea instituției școlii avem două curți, cum ar veni. Avem curtea principală, care e cu două corpuri de clădire și mai avem un corp de clădire ceva mai jos, mai spre centru, în care noi nu avem un topogan, nu avem un leagăn, nu avem... Și atunci copiii cum se distrează? Păi, nu știu dacă se mai distrează. Ies afară, iau un gură de aer și intră înapoi, probabil. Există posibilitatea să se facă astfel de locuri de joacă? Da, ca sigur că da. Viitor primar? Sigur că da. Noi avem și pe... Ascultând și discutând cu fiecare pentru nevoile fiecăruia, avem câteva sate unde sunt mulți copii și atunci trebuie să le asigurăm și ne-am propus să le facem situații de joacă. Acum discutasem chiar cu un cetățean din comuna Hârtop, nu Hârtop, Dârloaia, și ne-a propus ca să mergem la municipiu, că s-au schimbat câteva locuri de joacă și să luăm ce au aruncat alții și eventual să le punem noi cât de cât acolo să mai... E un pas înainte, nu? Adică... E un pas înainte, dar e o rușine pentru noi. Da, dar știți vorba aia, cu rușinea mor de foame la final. Da, cu rușinea morem de foame, exact, da. Atunci... Eu ce să vă spun decât că vă urez mult succes în campania care stă să înceapă. Și mulțumesc. Vă urez să convingeți pe cât mai mulți dintre locuitorii comunei să iasă în primul rând la vot, indiferent de opțiunea politică indiferent, pe care o au, da. Ideal este să fie în număr cât mai mare la vot. Vă mulțumesc pentru că ați avut amabilitatea să fiți prezent astăzi în această emisiune. Mulțumesc și eu pentru timpul acordat. Și sper să ne vedem curând. Eu sper cât mai des să ne vedem și... Inclusiv și nu doar în platou, exact, vedem și la dumneavoastră la comună, acasă. Să mergem la pas prin comună și să vedem realizările care s-au făcut. Avem în plan o serie de emisiuni cu comunele din jurul Romanului. Poate după ce se termină cu nebunia asta electorală, pentru că sunt convins că toată lumea e tăcuie de cap în momentul ăsta. Sunt vom face și treaba asta. Pe alegeri. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția pe care ne-ați oferit-o. Rămâne să ne vedem data viitoare la o altă ediție emisiunii Politica Neamț. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!